Momente de spaimă pentru sute de oameni aflați în zbor deasupra României. Două aeronave au cerut de urgență aterizarea pe rotul Otopeni. Unul dintre echipaje și-a dat seama că avionul are o problemă la motor și nu poate ajunge cu bine la destinație, în timp ce într-o altă aeronavă, două ore mai târziu, s-a dat alarma. La bord se anunțau 7 pasageri în stare gravă. O situație de criză și pentru salvatorii care intervin pe pistă. Ora 10 dimineața. În turnul de control de la aeroportul Otopeni se anunță o situație de urgență. Mai mulți pasageri dintr-o aeronavă care tranzita România se simt rău. Pilotul solicită aterizare de urgență. La 10 și 13 minute, aeronava atinge pista, iar ambulanțele se grăbesc să ofere ajutor. Mai multe scenarii grave au fost luate în calcul. Aeronava Airbus A321, care zbura între Copenhaga și Rodos, a solicitat să poată ateriza de urgență aici, pe aeroportul Otopeni. Inițial, compania care operează această cursă a solicitat ca la sol să fie 6-7 ambulanțe, însă atunci când medicii au urcat în aeronavă, au constatat că este vorba despre o singură persoană care acuza probleme de sănătate. Dacă într-adevăr erau mai multe persoane cu probleme respiratorii, noi imediat ne gândim la posibilitatea unei situații care a fost provocată în avion sau unei probleme care a afectat simultan mai multe persoane. Și atunci, într-adevăr, e altfel de alertă decât dacă este o singură persoană. Până la urmă, pasagerul a fost dus la spitalul Elias. E un cetățean turc. Familia l-a spus medicilor că bărbatul a leșinat pentru câteva secunde. Cu doar două ore înainte, tot pe aeroportul Otopeni, o altă aeronavă a cerut aterizarea de urgență. Avea la bord sute de pasageri care plecaseră din Kuwait spre Amsterdam. Pericolul a fost uriaș. Echipajul a anunțat o defecțiune la motor. Pilotul a constatat probleme tehnice, respectiv un consum mărit de ulei, și a solicitat aterizarea. Cursa a aterizat în deplină siguranță în cursul dimineții, la ora 7:55. Pasagerii au fost debarcați. Problemele nu au putut fi remediate la sol, un alt avion a fost trimis pentru a prelua pasagerii. Este fix ora 14:30, iar cea de-a doua aeronavă a celor de la KLM ajunge pe aeroportul de la Otopeni. În scurt timp vor fi preluați cei aproape 300 de pasageri care așteaptă aici încă de la ora 8 dimineața. În ciuda stării de alertă, celelalte zboruri nu au fost afectate.